Vocea Basarabiei, din Valentina Urso. Suntem cu un popas în vizită aici, la Bilicenii Vechi, localitate din raionul Sângerei, și încercăm să aflăm de la dumneavoastră, localnicii, cum se trăiește la țară. La noi, la țară, în satul nostru, deocamdată, sunt multe schimbări. Sunt mulți proiecte ne-au adus. Ni s-a tras lumină stradală, avem apă o grabă, avem gaz la poartă. La noi, de exemplu, mi-e foarte bine că mi-a tras apă. Avem probleme cu sănătatea și nu putem să aduc apă. Și mi s-a tras apă, a fost mai ieftină și dacă s-a scumpit, nu tare m-a afectat, măcar că pensia mea e mică. Dar datorită asta, pentru că sănătatea nu-mi permite, sunt mulțumită cât s-a scumpit. Și dacă ar fi mai scump, oricum aș găsi ca să achit apa pentru necesitățile gospodăriei. Pentru că dacă sănătatea nu-ți permite să poți aduce apă, căldare și de apă de 10 litri, într-adevăr sunt bucuroasă că avem apă. Lumină avem, seara, ieși la un magazin să te duci, e foarte bine, se vede ca ziua. Nu e întuneric, cum înainte, că ieșim seara, ieșim dimineața și mă duc la serviciu, lucram la blocul alimentar, la spital de psihiatrie. Câinii te întindeau de picioare, acum este foarte bine, chiar e bine. Dacă s-ar mai găsi să mai găsim niște posturi de muncă, lumea trăi foarte bine. Da, aceste locuri de muncă mai trebuie și bine plătite. Da. Pentru dumneavoastră, că sunteți încă tânără totuși, ce salariu ar fi unul care v-ar ajuta să rezolvați o parte din problemele pe care le are familia? În jur la 10.000. Dacă ați primi 10.000? Eu și soțul, puțin, oricum, este mai bine. Cât de cât, măcar cât de puțin trăiești. Să ajungi de o pâine, elementar, ca în fiecare zi să iei 20 de lei pâine și la pâine să mai cumpe, este un sar de câțiva bani. De 20 de lei cumpărați pâine în fiecare zi? Da, în toată ziua cumpăr de 20 de lei pâine. Măcar că avem pâine, lumina s-a scumpit, totul este greu. Când mai am timp liber, mai școc pâine acasă, dar în fiecare zi sunt nevoită să dau 20 de lei numai pe pâine. În afara pâinii trebuie să mai cumpere și alte necesități. Și pentru că e această viață pe care dumneavoastră o descrieți încă complicată, mulți semeni de dumneavoastră, mulți băștinași de aici au luat calea privegiei și au plecat peste hotare, pentru că se văd case pustii, se văd străzi, da, unde nu ai cui să-i dai bună ziua. Da, practic era că când vin la serviciu dimineața, nu mă întâlnesc cu nimeni pe drum, absolut cu nimeni. Copiii vreo câțiva care eu până la școală și îi aduc până la școală, coșie copiii mă întâlnesc. Lumea nu, lumea îi pleacă și păcare datorită, pentru că la noi în Moldova este foarte greu trăit. E foarte greu, pentru că nu sunt... Chiar dacă aceste condiții de viață se îmbunătățesc? Da, s-au îmbunătățit. Și dacă s-au îmbunătățit și nu ai un salariu decent, ce străiești acasă? Ca să ești nevoit să pleci cu tare, să ajuți un copil cât de cât. Noi am primit casa de la părinți, dar copiii mici, ce se ajută acum în ziua de azi? Pentru a construi o casă, câți bani este necesar ca să faci, să ajuți copilul tău? Și de aceea și copiii pleacă, sunt nevoiți să se duc și plătare, să trească mai bine. Dar dumneavoastră personal, v-ați gândit vreodată să faceți valiza, da, și să alegeți calea străinătății? Dacă mi-ar permit sănătatea, precis că aș pleca, mâine aș pleca. Dacă mi-ar permit sănătatea. M-am îmbolnăvit de cancer, eram bucuroasă să nu mă duc undeva. De atâta și nu am plecat, pentru că mă temeam că să mor pe undeva, să mă pot copiii aduce acasă, iată de aceea, și nu am plecat nicăieri. Și sănătatea, am operație la șura scanării de hernie de disc din 2015 și îmi ia piciorul strâng, îmi amorțesc piciorul și nu pot merge. M-am ca dimineață, dacă o leac, trebuie să mai îmblu. Dacă nu merge, nu vreau. Dar copiii dumneavoastră ce gânduri au, ce planuri au? Copiii mei sunt gata numai să mântuie școlile. Ficiorul mântuit școala la Bălți, foarte mulțumită. Am învățat la Chișinău, foarte mulțumită. Își face documentele pentru să plece. Pentru că au obosit la noi în țară. Au ei cât trăiești în... Cel puțin pentru dânși, ei s-o cot cu 20-30 de mii le-a trebuit pe lună ca să poată să căsătorească, să aibă un copil, să-i poată da o viață mai bună decât o au ei. Noi le-am dat ce am putut, cât am putut. Noi ne-am depresc puținul.
de la părinții noștri și de aceea și-am dat și noi cât am putut. Și de ce vreți să oferiți mai mult copiilor dacă pe timpul dumneavoastră vă obișnuiați cu puținul? Pentru că mă uit la fiecare copil care cât sunt, că trăiesc mai bine, mai îmbrăcați, mai încălțați, mai bine. Și de ce ești tu dorești că copilul tău să nu-l arăt cineva cu tine, să faci tu măcar sunt mai bine să trăiască ca cum am trăit noi. Noi la părinți nu am știut ce este greu, deci părinții noștri ne-au îndestrat și obtut. Atunci era și mai bine, nu știu cum de trăit, dintr-o sută de lei, de rubli, când și la bălți, și cumpărai, vineai cu gențele pline. Acum, eu, de exemplu, eu mă duc în fiecare săptămână la bălți, de 1000 de lei mi ajunge fix pe o săptămână zilele în care. Da, să înțeleg, sunteți nostalgică după acele timpuri, ați vrea să trăiți în... Aș vrea să trăim mai bine. În acea perioadă așa, de timp? Să fie, da, sunt tot, viața aș întoarce-o acolo. Să fie, pentru că nu era, lumea era mai bună la suflet. Să ajutau reciprocul unul pe altul. Acum nu găsești un om ca să poate să te ajute în sat, măcar chiar și nu poți. Nu găsești, lumea e foarte rea la suflet. S-a înrăit lumea. Dacă este unul mai bogat, să gândești, dar ce să nu am și eu, sau de ce n-a schimbat perdele, dar ce să nu le schimb și eu, nu mi-e foarte rea, nu se ajută. Acum să părăsc unul pe altul, dacă s-ar putea să iar vecinii, unii de altul. Dar dumneavoastră credeți că dezvoltarea Republicii Moldova contează dacă ea se va regăsi în Uniunea Europeană sau dacă ea trebuie să fie mai aproape de Federația Rusă? Nici nu știu ce să vă spun la întrebarea asta, mă gândesc că uneori, dacă și am fi cu Uniunea Europeană și câte ajutoare vin de acolo, dacă s-ar da la fiecare cetățean și ar banii și care vin, s-ar investi în Moldova noastră, fiecare cetățean, eu mă gândesc că ar fi milionier. Dar știți unde se investesc acești bani? Păi nu știu unde se investesc. Dar tot dumneavoastră ați spus că s-au rezolvat o parte din probleme aici în mediul la rural. La noi, ca la Bilceni, s-au reparat drumurile, luminile s-au făcut, gazul ni s-au tras. Oricum, viața nu e ca în anii 80. Păi da, și vii clar unde se duc banii sau nu vă este păi clar? Păi nu este clar la noi în sat. Dar pe țară, să vede ceva schimbări, cum au fost așa și au rămas. Anul trecut ați primit compensații pentru resursele energetice? 40 de lei. Pentru că eu lucrez și soțul lucrează numai 40 lei niciodată. Dar anul ăsta cum v-ați pregătit de iarnă? Da, cum ne-am pregătit? Că tot sperăm că poate ceva s-a mai schimbat. Am luat niște o tonă de brichete și mai vedem cu salariul nu ne permit. Pentru că necesitățile sunt mari. Am fata învață la Chișinău, am unul în școală aici la Bălți. Și în toată ziua este necesar să dai bani pentru drum, pentru să măcar cât de cât să alimenteze cu cât ceva copilul. Nu se duce... Dar lemne cumpărați? Anul ăsta nu am cumpărat. Nu mi s-a ajuns bani. Dar la ce preț se vinde? 1500 este sfatometru. Și cum pot să procur sfatometru și al de lemne dacă eu primesc o pensie de 1400 de lei? Cum pot să trăiesc eu azi cu 1400 de lei? Dar dumneavoastră aveți pensie de invaliditate, da? Da, sunt grad invalidă. Da, sunt invalidă. Am avut probleme cu spatele și am avut gradul 2. Acum sunt cu cancer și mi s-a dat că gradul 3 de dizabilitate. Cum poți să locuiești în sat cu 1400 de lei? Dar cum vedeți satul și țara peste 10 ani? Cum ați vrea să arate Biliceniu vechi și Republica Moldova? Biliceniu vechi, dacă va fi un candidat bun la primar, a să meargă înainte. Iar dacă se va schimba primarii, a să rămâi pe loc până acum nu s-a făcut absolut nimic în sat. Și dacă se schimbă... Țara, cum ați vrea să fie? Da. Republica Moldova, cum ați vrea? Am vrea să trăim o viață mai bună. Să fie pace, am vrea. Să fie lumea... Lumea să fie mai bună puțin. Iată, ați spus pace. Pace, da. Să nu fie război, să calmeze Rusia cu Ucraina asta, că de când s-a început război, ăsta e foarte greu, într-adevăr. Să duceau producțiile pești hotare, lumea avea unii să le ducă, unii să le... În Europa, sunt de acord că se duc și în Europa, dar se duc o parte foarte mică în Europa. Dar cine poartă vină pentru acest război din imediata vecinătate? Prezidenții. Ei nu se pot înțelege. Din cauza lor lumea suferă,
usușit mame, copii, bătrâni, ce sunt vinovați ei, săraci? De atâta și am ajuns la viața asta. Când era cu rușii, era și gazul mai ieftin, pe de cumpărat și mai ieftin. Acum e foarte scump. Și gazul și ăla. E conectată la gaz, dar nu l-am unit. Când mă gândesc la asta de balon, este 13 lei și copii, la fel au ajuns la 30, nu mai voiam și mai dau 30 lei pe lună. Chiar nu mă ține. Dar acum mai mult de 30 de ani a fost război și la Nistru, vă amintiți acea perioadă? Țin. Țin aminte de război la Transnistria. Va fi ușor de rezolvat această problemă transnistreană? Nu cred. Dacă ei până acum nu și-au retras armele din Transnistria, nu cred. Nici acum să le mai retragă. Dar cum vă explicați că nu a... Pentru că... Nu a vrut Rusia să-și retragă munițiile, sunt foarte încăpățânați și ar mai dori să mai iei și Transnistria asta a lor, toate că nu e a lor. Și de ce să mai iei, ocupe o bucată din țara noastră, cum și din Ucraina. Vor să ocupe o bucată de pământ, să creu un oare băznare și nu iei nimic timp pe lumea și elan. Toți suntem muribunți și toți murim la timpul lor. Ar trebui să înțeleagă că nimic nu o să iei cu tine. Numai cei și ce ai venit, pe cei ești pe pleci. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Cum vă zice? Mă numesc Ana Bagrin. Mulțumim, sănătate multă. Mulțumim pentru că ați spus că aveți probleme cu sănătatea. Da. Și... să auzim de bine. Sperăm că lumea să fie mai bună. Dar nu se vede. Pe zi zici, deci poți mai rău și mai rău și mai rău. Lumea nu se îmbunează, dar se înrăutățește. Dar binele trebuie să învingă rău. Corect. De fiecare dată mă gândesc la bunul Dumnezeu. Măi, de ce lumea asta așa de tare s-a înrăit? Și nu înțeleg. Ea că pe zi zici, treci tot mai rău și mai rău. Nu se stimează unul pe altul. Nu se... iubesc unii pe alții, cum înainte, măi, la clăci, se grămădeau unul. Vecini, 50, 100, se grămădeau unul, azi la unul, mâine la altul, pe mâine la altul. Și era lumea unită. Acum de când au apărut și interneturile astea, le-au distrăbălat și prostii în toată țara. Mulțumim. Și tot globul, numai. Mulțumim mult pentru discuție. O zi frumoasă în continuare. Mulțumim și dumneavoastră.